Sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit în rubrica La Ordinea Zilei. Vorbim astăzi despre Dumnezeu și dizabilități. Este o trecere în revistă a poziției pe care Biblia o ia în această problemă, un articol scris de Dave Dewell și tradus de Cornel Tuns. O privire din Geneza până la Apocalipsa prin Biblie. Dumnezeu este stăpânul istoriei. Din Geneza la Apocalipsa, planul de mântuire ne revelează inima și misiunea lui Dumnezeu. Această desfășurare include și dizabilitățile, pentru că ele joacă un rol major în planul lui Dumnezeu de a întoarce inimile oamenilor către sine. Este îndeopște cunoscut că slava lui și închinarea noastră sunt centrale. Deși Scriptura include aspecte mai degrabă minore legate de infirmități, avem nevoie să cunoaștem istoria întreagă și completă. Miezul acesteia este Evanghelia lui Iisus Hristos, vrednică de lauda noastră. Vom explora Biblia ca să aflăm amănunte legate de rolul handicapurilor în istoria mântuirii. Deși referințele sunt împrăștiate prin toată Scriptura, oarecum surprinzător, subiectul nu se bucură de proeminență. De fapt, în comparație cu alte chestiuni, Biblia spune destul de puține lucruri în mod direct despre dizabilități. Un motiv ar fi că Dumnezeu și-a întrețesut grija, mila și dragostea pentru cei cu diverse incapacități în însăși structura societății umane. Chestiunea n-a fost evidentă pentru că nu era foarte răspândită, dar Scriptura ne oferă o perspectivă încurajatoare asupra resurselor păstrate cu grijă de Dumnezeu pentru cei cu dizabilități pe care îi iubește atât de mult. În prima parte a Bibliei, în Geneza și cărțile Geneza și Exodul, descoperim faptul că Dumnezeu ne-a dăruit o lume fără dizabilități. La început nu au existat disfuncționalități. Când prima pereche creată de Dumnezeu, Adam și Eva, a ales neascultarea, păcatul a intrat în lume și a adus cu sine durere, suferință, neputință și moarte. Scriptura numește această realitate dureroasă blestem. Este foarte important să nu uităm că oamenii, întreaga lume animală, creația în general, experimentează imperfecțiuni, neputințe și infirmități datorită blestemului asupra creației. Însă, Dumnezeul Creator își asumă responsabilitatea pentru dizabilități. Responsabilitatea înseamnă că Dumnezeu nu este doar cauza, ci și susținătorul, sursa de putere și izbăvitorul suprem al oamenilor cu dizabilități. Asta chiar este responsabilitate. Și această perspectivă este cu totul diferită de, și ar trebui să excludă ca eronată, tendința de a-L blama pe Dumnezeu pentru handicapurile noastre. Când Moise a vrut să-i explice lui Dumnezeu de ce se consideră incapabil să-L slujească datorită defectului său de vorbire, Creatorul i-a răspuns: cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Aceste cuvinte nu doar punctează clar implicarea lui Dumnezeu în orice dizabilitate, ci și configurează scena pentru lucrarea lui prin cei care sunt ai lui. Deși în mare măsură generează dezamăgire, nu-i lipsi de importanță să observăm din nou perspectiva general-istorică asupra dizabilităților, înainte să ne concentrăm asupra poporului lui Dumnezeu. Printre popoarele vecine Israelului exista o varietate considerabilă de vedere asupra fenomenului, de la completa respingere și tratamentul discriminatoriu până la venerarea celor cu diverse handicapuri. Din păcate, norma era însă repudierea. Majoritatea pruncilor cu malformații erau abandonați, lăsați să moară imediat după naștere, iar dacă totuși cumva supraviețuiau, erau tratați ca ființe de rang inferior și sortiți unei vieți mizerabile, de prostituție, cerșetorie și totală defavorizare. De obicei mureau prematur și a fi un asemenea paria constituia de obicei coșmarul suprem pentru oricine. Cealaltă extremă pentru cei născuți cu handicap era să fie venerați ca ființe anormale sau supranaturale, tocmai datorită comportamentului sau aparențelor neobișnuite. Cunoaștem cel puțin un caz, un rege egiptean care, deși sau pentru că era desfigurat, a ajuns subiect de închinare. Nu a fost tratat ca un dezmoștenit, ci dimpotrivă, a fost răsfățat, dar tot a rămas un fel de paria. Total respinși sau venerați, oamenii cu dizabilități nu erau acceptați. Atât blamul, cât și glorificarea provenind dintr-o greșită înțelegere a cauzelor care generau infirmitățile. În vechime, în vremuri așa numite preștiințifice, cei care îl respingeau pe singurul Dumnezeu adevărat nu înțelegeau de unde proveneau aceste handicapuri. În antichitate, ele erau interpretate ca rezultând în urma păcatelor sau a ofenselor aduse zeităților locale.
Deci era normal ca ei și părinții lor să sufere ca urmare a relelor pe care le făcuseră. Credincioșii însă, cei care se închinau lui Dumnezeu, aveau o cu totul altă înțelegere a cauzelor generatoare de dizabilități și a modului în care trebuiau tratate persoanele cu handicap. Deși cei mai mulți nu înțelegeau deloc infirmitățile dintr-o perspectivă științifică mai bună decât asemenilor lor, care îl respingeau pe Dumnezeu, credincioșii afirmau că Dumnezeu îi iubește și îngrijește pe toți oamenii, cu sau fără dizabilități, și așa ar trebui să facă și oamenii la rândul lor. De fapt, Dumnezeu era în așa măsură preocupat de cei cu diverse neputințe, încât a cerut poporului său Israel să-i ajute pe cei ce nu se puteau ajuta singuri. Chiar din protoistoria poporului evreu, Dumnezeu a dorit cu tot din adinsul ca întreaga comunitate să crească spiritual pentru a-i fi închinători dedicați. Creați de Dumnezeu fiind, suspinăm și tânjim după vindecarea infirmităților noastre. Dizabilitatea este prețul cel greu plătit pentru viețuirea într-o lume aflată sub blestemul păcatului. Apostolul Pavel ne reamintește că toată creația, inclusiv cei cu orice fel de neputință, suspină și suferă așteptând izbăvirea. Indiferent de cât de binecuvântați am părea, suferim aici în așteptarea împărăției cerurilor. Dar știm și că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Această chemare include și orice formă de dizabilitate. Legea atentă a lui Dumnezeu îi are în vedere pe cei cu dizabilități. Oamenii lui Dumnezeu au nevoie să fie protejați de legea lui. Cei cu diverse infirmități făceau parte din așa numitul grup al nevoiașilor sau cei care suferă, puși în legătură cu slăbiciunile și sărăcia. Incluși aici erau și cei cu probleme mentale, judecați pentru pierderea autocontrolului, dar și cei care treceau prin perioade și diverse stadii de incapacitate și care ajungeau să recunoască mâna suverană a lui Dumnezeu, care le trimitea, dar îi și ridica din neputință. De fapt, aproape toți ajungeau să facă parte mai devreme sau mai târziu din această categorie, mai cu seamă dacă ajungeau la vârste înaintate. În legea sa, Dumnezeu își instruiește poporul să îngrijească de cei cu dizabilități. Mai precis, se prevede pedepsirea celor care îi asupreau sau nedreptățeau pe cei cu dizabilități, precum și răsplătirea celor ce îi protejau și asistau pe cei defavorizați. Cuvântul lui Dumnezeu, această carta a Israelului și a lumii, prescrie compasiune pentru persoanele cu diverse handicapuri. De exemplu, să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi de Domnul, să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul, scrie în Cartea Levitic, capitolul 19. Remarcați că ascultarea acestei porunci denotă frică de Domnul. În altă parte se rostește un blestem asupra celor care abuzează persoanele cu dizabilități, și anume, blestemat să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum. Și tot poporul să răspundă amin, scrie în Cartea Deuteronom. Tratarea necorespunzătoare a unei persoane cu handicap atrăgea severe măsuri punitive, pentru că Dumnezeu îi iubește și are grijă de cei aflați în incapacitate. Iov și David au respectat legea, îngrijindu-i și iubindu-i pe cei cu infirmități. Scriptura îi prezintă pe aceștia ca neprihăniți datorită credincioșiei lor, pe Iov și pe David. Declarându-și nevinovăția înaintea acuzatorilor lui, Iov declara că a respectat legea Domnului și a tratat cu grijă pe cei cu diverse handicapuri. Spune astfel Iov: orbului îi eram ochi și șchiopului picior. Asta însemna că îi ajutase pe cei care aveau deficiențe de vedere sau aflați în imposibilitate de a se deplasa. Făcând așa, Iov a participat afectiv și efectiv, asemeni multor altora care au făcut la fel, la desfășurarea planului divin în viețile celor cu dizabilități. Similar, împăratul David l-a tratat cu bunătate pe Mefiboset, un tânăr care nu putea umbla pentru că suferise un accident la o vârstă fragedă. Tatălui Mefiboset a fost Ionatan, un bun prieten al lui David, pentru a cărui nevinovăție a pledat Ionatan în fața tatălui său Saul. David, când a ajuns împărat, și-a păstrat angajamentul, dovedind compasiune și îngrijindu-l pe tânărul Mefiboset, care locuia la Ierusalim, căci mânca
totdeauna la masa împăratului. El era olog de amândouă picioarele, Mefiboset. Să remarcăm că David nu doar i-a asigurat lui Mefiboset cele strict necesare, dar, făcându-i loc la masa împăratului, l-a tratat ca pe un membru al familiei. Asta arăta din partea lui David mai mult decât bunătate. Vă reamintesc că în rubrica La ordinea zilei de astăzi discutăm despre dizabilități. Tema este Dumnezeu și dizabilitățile din Geneza la Apocalipsa. Un articol scris de Dave Dewell și tradus de Cornel Tuns. Profeții lui Dumnezeu promit un viitor plin de speranță celor cu dizabilități. Dumnezeu le va reda capacitățile de care au fost lipsiți. Când trecem prin pasaje din Biblie care tratează lucrurile viitoare, observăm cum oamenii cu deficiențe devin beneficiari ai vindecării divine, în parte și pentru că Dumnezeu alege să-și demonstreze măreția vindecându-i. În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei șchiopi, voi strânge grămadă pe cei izgoniți și pe aceia pe care îi chinuisem, spune în profetul Mica în capitolul 4. Acest verset ni-l arată pe Dumnezeu asumându-și responsabilitatea pentru cei cu dizabilități și ne și asigură că El îi va vindeca. Alte pasaje pun în lumină bunătatea lui Dumnezeu implicată în restaurarea celor cu diverse incapacități. De exemplu, în Psalmul 146 scrie: Domnul deschide ochii orbilor, Domnul îndreaptă pe cei încovoiați. În alte locuri suntem atenționați în ce privește măreția zilelor viitoare, când Dumnezeu va îndrepta orice rău și orice greșeală și va înlătura efectele blestemului asupra pământului. Acest eveniment grandios este descris în termen de redare a simțurilor, văz, auz, de către Dumnezeu, și anume, în profetul Isaia, capitolul 29, scrie: În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărții și ochii orbilor, izbăviți de negură și întuneric, vor vedea. Și din nou, în profetul Ieremia, capitolul 31, scrie: Iată, îi aduc înapoi din țara de la miază noapte, îi adun de la marginile pământului. Între ei este și orbul și șchiopul. Momentul vindecării totale, definitive și finale, este redat și prin splendide expresii poetice, precum: Atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate pâraie. Isaia, capitolul 35. Și în final, în profetul Mica, în capitolul 4, scrie: Din cei șchiopi voi face o rămășiță, din cei ce erau risipiți un neam puternic, și Domnul va împărăți peste ei pe muntele Sionului de acum și până în veac. Planul lui Dumnezeu relevă perspective reconfortante și restaurare deplină pentru persoanele care se confruntă acum și aici cu dizabilități. Apoi, Dumnezeu îi va izbăvi odată de opresorilor pe cei cu dizabilități. Dumnezeu nu trece cu vederea violarea legilor împotriva abuzării persoanelor cu dizabilități. El promite eliberarea celor cu diverse incapacități din mâinile celor care încercau să exploateze. Iată, în vremea aceea voi lucra împotriva tuturor asupritorilor tăi. Voi izbăvi pe cei șchiopi și voi strânge pe cei ce au fost izgoniți și voi face o pricină de laudă și de slavă în toate țările unde sunt de ocară acum. Țefania, capitolul 3. Rușinea la care se face referire nu este doar cea datorată păcatelor săvârșite împotriva lui Dumnezeu, ci și nescuzabila respingere socială și chiar maltratarea persoanelor cu dizabilități. Tuturor celor ce s-au dedat la abuzarea copiilor lui Dumnezeu care suferă de infirmități, tuturor acestora Dumnezeu le promite judecată, dreptate și pedeapsă. Domnul Iisus Hristos aduce speranță și o cale pentru cei cu dizabilități. Iisus Hristos a venit pe pământ în primul rând ca să-și dea viața, ca jertfă pentru păcat, dar și ca să repare efectele blestemului și să împlinească legea. El a revelat ceea ce înțelepciunea anticipase și prorocii din vechime prorociseră în ce-i privește pe cei cu diverse dizabilități. Ca parteneri și agenți ai lucrării sale, noi trebuie să-i continuăm misiunea. Și totuși, mulți sunt surprinși să descopere că planul lui Dumnezeu cu persoanele cu handicap este nu doar să-L glorifice pe Hristos, ci și să-i și slujească pe ceilalți, nu numai datorită infirmităților, ci și în ele și prin ele.
Cum pot persoanele cu handicap să slujească altora? Simplu, în multe feluri și în primul rând în neputința lor. Pare ironic, nu? Dar nevoile lor sunt ocazii nimerite pentru alții, persoane sau grupuri, să-L slujească pe Dumnezeu, având grijă de cei cu infirmități. Și cum se manifestă această grijă? Prin și față de persoanele cu dizabilități, Iisus Hristos și-a arătat compasiunea, l-a proslăvit pe Dumnezeu și a demonstrat că El era Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel promis. Mai întâi, Iisus a arătat milă față de cei cu diverse infirmități. În Evanghelia după Matei, capitolul 20, scrie: lui Iisus i s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după El. Apoi scrie în Evanghelia după Marcu: lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și a zis: da, voiesc, fii curățit. Biblia numește aceste miracole lucrări minunate ale lui Dumnezeu sau lucrările Domnului. Întrebat despre scopul vindecării orbului din naștere, Iisus a explicat că acesta se născuse așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Prin vindecările prin care Domnul Iisus a repus în normalitate oameni cu dizabilități, lucrările minunate ale lui Dumnezeu au devenit evidente pentru oricine voia să le vadă, ca exemplu de compasiune adevărată și de tratament corespunzător. Apoi, Domnul Iisus Hristos a adus slava lui Dumnezeu prin vindecare, i-a adus slava lui Dumnezeu prin vindecarea celor cu dizabilități. Ca urmare a modului în care Domnul Iisus și-a dovedit compasiunea și a vindecat pe cei infirmi, mulțimea l-a binecuvântat pe Dumnezeu și l-au proslăvit pentru că au înțeles că mila lui Iisus față de cei cu infirmități era de fapt voia lui Dumnezeu Tatăl. Atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit, așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă și orbii văd și slăveau pe Dumnezeul lui Israel, scrie în Evanghelia după Marcu, în capitolul 15. Faptul că Iisus vindeca oameni cu diverse handicapuri determina glorificarea lui Dumnezeu. Apoi, vindecându-i pe infirmi, Iisus a demonstrat că El era Dumnezeu. Odată, când Ioan Botezătorul și-a trimis ucenicii să-L întrebe pe Iisus dacă El era Mesia, Iisus a invocat în răspunsul său chiar minunile săvârșite în numele și în beneficiul celor ce aveau nevoie de vindecare. Scrie astfel în Evanghelia după Luca, în capitolul 7. Drept răspuns, le-a zis: duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Simplul fapt că dizabilitățile sunt puse alături de boli fatale sau de povara sărăciei arată că Iisus, fiind Dumnezeu, dorește ca, pe lângă înlăturarea altor efecte devastatoare ale blestemului, păcatului și morții, să-i învioreze și să-i reabiliteze și pe cei afectați de diverse handicapuri. Rezultatul final este refacerea condiției lor după modelul perfect al creației dintâi. Bine afirma autorul Tim Keller în cartea sa Fiul Risipitor. El spune astfel: minunile lui Iisus n-au fost atât violări ale ordinii naturale, cât restaurarea ordinii inițiale. Dumnezeu n-a creat o lume plină de infirmități și suferință. Apoi, persoanele cu dizabilități îi dau lui Iisus ocazia să corecteze ideile greșite despre dragostea lui Dumnezeu și suferința umană. Sunt câteva mituri, și anume: Dumnezeu nu iubește pe oamenii cu diverse handicapuri. Este primul mit. Aceasta este o preconcepție provenită din credințe păgâne. Dimpotrivă, Biblia arată clar că un handicap nu denotă blamul, dezaprobarea sau pedeapsa lui Dumnezeu aplicată celor cu dizabilități. Dacă El îngăduie, Dumnezeu are scopuri precise și înalte: să fie glorificat El însuși, să determine creșterea spirituală a celor în cauză, să determine oportunități de acțiune și, în cele din urmă, binecuvântarea celor gata să-i slujească pe cei cu diverse infirmități. Un alt mit sună în felul următor: persoanele cu dizabilități sau părinții lor au păcătuit grav față de Dumnezeu.
Dar să nu uităm împrejurarea în care Iisus a fost întrebat cum putea fi explicată starea unei persoane cu deficiențe severe de vedere, era orb, el sau părinții lui fuseseră cei care păcătuiseră. Răspunsul lui Iisus a fost clar. Nici el, nici părinții lui. Și a continuat motivând rațiunea cazului respectiv, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Explicația a fost simplă și clară. Infirmitatea aceea exista atunci și acolo pentru ca el să o vindece. Chiar dacă era vorba de o împrejurare specifică, un principiu clar se poate extrage. Este la latitudinea lui Dumnezeu să decidă cine și de ce. Unii sunt întregi și sănătoși, iar alții nu. Și toate acestea ca să poată aduce la îndeplinire planurile sale suverane. Un alt mit. Persoanelor cu dizabilități le lipsește credința că pot fi vindecați. Sunt unii care cred că dacă o persoană are destulă credință, poate fi vindecată. Aceasta nu este o învățătură biblică, ci se bazează pe o răstălmăcire a unor texte, care par să indice că nimic nu e cu neputință pentru cine are destulă credință. Dar Biblia ne învață tocmai că trebuie să ne rugăm pentru ca toți cei care își încredințează viața și își supun voința lui Dumnezeu să fie vindecați, dacă asta este voia lui Dumnezeu. Așa s-a întâmplat în timpul lucrării pe pământ a Domnului Iisus Hristos, dar și în alte câteva împrejurări din Vechiul Testament sau din viața bisericii primare. Majoritatea sunt de acord că așa ceva se poate foarte bine întâmpla și astăzi. Dar întotdeauna astfel de vindecări au avut ca scop glorificarea lui Dumnezeu. Și uneori și câștigul sau creșterea, progresul unei persoane. Astăzi, destul de multe persoane cu dizabilități au o credință adevărată și trăiesc o viață creștină biruitoare. De fapt, credința lor poate fi mai puternică decât a celor zdraveni, tocmai datorită dizabilității lor. Un alt aspect, persoanele cu dizabilități fac posibil ca Dumnezeu să-și manifeste dragostea și credincioșia prin intermediul slujirii creștine. Domnul Iisus a pus în ordinea corectă nevoile spirituale, dar nu le-a neglijat nici pe cele fizice, cognitive sau relaționale. Iar acestea ar trebui să ne implice și pe noi. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6, citim că diaconii din Biserica Primară au instituit pentru toți credincioșii creștini modelul slujirii celorlalți și în primul rând a celor cu nevoi speciale, văduvele în respectivul caz. Misiunea noastră ar putea fi pentru mulți dintre noi cum îi putem sluji pe cei cu dizabilități. În istoria biblică a lui Dumnezeu avem de-a face cu misiunea lui pe pământ. Misiunea noastră, care ar trebui să fie o continuare consecventă a celei divine? Și este bine să înceapă cu proclamarea Evangheliei și formarea de ucenici, chiar și între persoanele cu dizabilități. Acest proces în două faze trebuie să fie și să rămână mereu prioritatea noastră supremă. Persoanele cu dizabilități trebuie să fie parte a Bisericii lui Iisus Hristos, în care să învețe și să crească. Tratamentul plin de compasiune și lucrarea cu milă și răbdare trebuie să se regăsească în fiecare dintre gândurile și acțiunile noastre față de persoanele cu dizabilități, care nu trebuie tratate doar ca destinatarii unei lucrări sociale a bisericii sau, mai rău, compătimite și deplânse, în loc să fie mângâiate, încurajate și evangelizate și întărite în credință și cunoaștere. Apoi, trebuie să fim întotdeauna animați și în stare a îndruma pe Hristos pe cei cu diverse infirmități. Să fim atenți să nu condiționăm preocuparea și dragostea noastră pentru ei, pentru că e așa de ușor să facem în felul acesta. Apoi trebuie să ajutăm persoanele cu handicap să crească spiritual cât mai mult și mai bine cu putință. Și în final trebuie să facem posibile cât mai multe ocazii ca persoanele cu dizabilități să participe sub toate aspectele la viața bisericii. Motivele noastre de ce să slujim persoanele cu dizabilități? Credincioșii trebuie să-i slujească lui Dumnezeu atât din temere, cât și din dragoste de El. Nu este nicio contradicție aici. Cauzele sunt multiple și ar fi bine dacă am înțelege măcar câteva dintre motivele directe și indirecte pentru care Dumnezeu ne provoacă să manifestăm preocupare pentru persoanele cu dizabilități. Ar putea fi câteva motive. Primul motiv, pentru că fiecare dintre noi am putea fi într-o zi infirmi sau cu un handicap. În Eclesiastul, capitolul 12, Solomon menționează zilele cele rele. Apoi, un alt motiv.
pentru că răsplătirea noastră veșnică va fi în funcție de slujirea cu lepădare de sine. Așa scrie în Luca, în capitolul 14, unde, prezent la o masă, Domnul Iisus învață un grup de farisei despre smerenie și spune: când dai un prânz sau o cină, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Aici Iisus le spune, în definitiv, care este cea mai bună și bine primită slujire, pentru că persoanele cu dizabilități nu vor fi niciodată în stare sau în măsură să plătească ori să-ți întoarcă serviciul pe care l-ai făcut. Dar Dumnezeu ține socoteala tuturor faptelor noastre, fie ele bune, fie rele. Solomon concluzionează: să ascultăm deci încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Un alt motiv pentru care trebuie să-i ajutăm pe cei slabi este că Apostolul Pavel spune că măsura credinței noastre va fi văzută și evaluată după dragostea manifestată în slujirea celorlalți. Spune Apostolul Pavel: este mai ferice să dai decât să privești. Iar în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, scrie: o mare gloată mergea după el, după Domnul Iisus, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Dar trebuie să fim precauți și sensibili în a afla de ce ajutor are nevoie fiecare. Apoi, pentru că Dumnezeu ne-a dat capacitatea să iubim cu adevărat, pentru că și credincioșii cu diverse infirmități aparțin trupului lui Hristos și pentru că la rândul lor credincioșii cu dizabilități fac o slujire unică. Pe măsură ce tratăm persoanele cu diverse handicapuri ca parte integrantă a poporului lui Dumnezeu, Biblia ne arată clar atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament că ei nu sunt decât cei rânduiți de Dumnezeu în planul și providența sa suverane să treacă prin acele încercări. Am ratat finalul dacă n-am reluat în încheiere profețiile care arată clar că slăbiciunea de orice fel îl glorifică pe Dumnezeu. Cea mai binecuvântată slujire a noastră este să fim o binecuvântare pentru cei cu dizabilități și să fim slujiți de ei. Dumnezeu a început istoria cu un copac din paradisul lipsit de orice imperfecțiune. Și tot acolo o va sfârși, punând însă bazele unei vieți noi, veșnice și neatinsă de nicio nedesăvârșire sau neputință. Domnul Iisus a venit în lumea aceasta coruptă de blestemul păcatului și a adus vindecarea deplină prin moartea sa. Nu trebuie să ne mire că în ultimul capitol din Biblie găsim aceste cuvinte: frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Adică nicio urmă de infirmitate sau dizabilitate. În rubrica La ordinea zilei de astăzi v-am prezentat un articol intitulat Dumnezeu și dizabilitățile din Geneza la Apocalipsa, scris de Dave Dewell și tradus de Cornel Tuns. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!